Peste 100 de înalți prelați, preoți și diaconi din țară și străinătate au participat la sfințirea Bisericii Sfântul Nectarie din cartierul ieșean Alexandru cel Bun. Biserica, considerată cea mai mare construcție a unui lăcaș de cult, mai are încă două hramuri, Adormirea Maicii Domnului și Sfântul Proroc Ilie. La acest important eveniment spiritual pentru comunitatea ieșeană au participat reprezentanții principalelor instituții administrative, prefectură, Consiliul Județean și primărie. În prezența mii de noriași din Iași, împrejurimi din țară și de peste hotare, s-a desfășurat o impresionantă slujbă religioasă pentru sfințirea Bisericii Sfântul Nectarie. Este recunoscut ca un tămăduitor al bolilor grave. Mulți noriași vin la această biserică pentru a se ruga pentru membrii de familie, apropiați sau cunoștințe, de vindecarea de cancer și alte boli tot atât de grave. Sunt din Basarabia, am venit la biserica Sfințirea Sfintei Biserici, Sfântul Nectarie, care Sfântul Nectarie este un sfânt contemporan a secolului nostru, un mare tămăduitor de cancer și un mare făcător de minuni. La sfințirea bisericilor, credincioșii, indiferent de sex și vârstă, au posibilitatea de a trece prin altar. Și la acest eveniment au fost mii de doritori de a intra și a se închina în altarul acestui lăcaș de cult. În special, doamnele nu intră în altar niciodată. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu și cu răbdare, ne rugăm să ne dea putere, că știți, suntem ispitiți de a face păcate, de a judeca pe care îl vedem cu fericire. Suntem păcătoși, într-un cuvânt pentru asta, să ne ajute Bunul Dumnezeu. La această manifestare spirituală au fost mobilizate forțe de ordine și de ajutor medical. Serviciul voluntar de ambulanță Iași, la solicitarea parohiei sunt unitarii Iași, asigură primul ajutor premedical prin oriașilor care au venit în sfințirea bisericii. Ca și la alte asemenea evenimente, jandarmii au avut de lucru cu unele persoane care nu au respectat recomandările organizatorilor.